Salutare tuturor, numele meu este Paul și bine ați venit la un nou video. Astăzi vreau să vă povestesc cum am început eu cu programarea și mai exact cum am început eu cu programarea web. Atenție, nu voi vorbi de a începe în programare în sensul de am început o facultate sau am început mate, info sau chestii de genul ăsta. Voi vorbi pur și simplu ce programare am făcut eu în timpul liber sau am încercat eu să fac în timpul liber pe parcursul vieții mele. În primul rând, încă de mic, pasiunea mea de a programa sau de a face site-uri era alimentată de dorința mea de a avea o afacere. Adică eu nu voiam efectiv să fac un website sau să fac un program. Eu voiam să fac un program ca să am o afacere din programul respectiv. Da? Mereu am vrut chestia asta, mereu am vrut să am propria mea afacere. Astfel că, încă din clasele 5-8, am început să fac diverse chestii. Am început să scriu pe un blog, am început să fac tutoriale pe YouTube, am început să fac tot felul de nebunii care, speram eu, să-mi aducă la un moment dat bani. E bine, s-a dovedit că toate acele încercări de a scrie pe un blog sau de a face YouTube nu mi-au adus niciun fel de bani. Cel puțin nu la momentul respectiv și niciodată nu mi-au adus sume mari de bani cum mă așteptam eu să trăiesc la un moment dat din chestia asta. Însă s-a întâmplat ceva. În perioada aia mă jucam jocuri browser, da, jocuri din alea de intri, faci ceva construcție, durează 5 ore până se face construcția aia, ieși și intri mai târziu și așa mai departe. Și m-am gândit eu, ce ar fi să-mi fac eu propriul meu joc browser? Desigur, n-aveam nici cea mai vagă idee cum se face un joc sau măcar cum se face un website sau cum se fac toate chestiile astea. Însă am descoperit o chestie foarte interesantă. Am descoperit că poți să salvezi o pagină, da? Deci când ești pe un website, poți să apeși Ctrl S și să salvezi pagina aia. Asta am făcut și eu. Am intrat pe jocurile pe care le jucam eu și am descărcat paginile alea la mine pe calculator. Următorul pas firesc pe care l-ar face orice antreprenor e să intre în Paint sau cine știe ce program de editare foto foloseam pe vremea aia, dacă pot să zic despre Paint că este program de editare foto, și am modificat toate resursele grafice, adică am făcut butoanele, hărțile și toate chestiile să arate diferit. Desigur, arătau hidos, pentru că nu știam și încă nu știu să desenez, nu am un simț artistic dezvoltat în direcția asta, însă am modificat toate butoanele alea. Și apoi m-am lovit de o mare problemă. În momentul în care descarci o pagină de pe internet, nu știam eu atunci, dar se descarcă practic doar HTML, CSS și JavaScript din pagina aia. Însă chestiile din backend, chestiile care efectiv te lasă să te loghezi, te lasă să, nu știu, minezi niște resurse, să construiești o clădire și așa mai departe, chestiile alea nu se pot descărca de pe internet pur și simplu cu un Ctrl S. Evident, nu știam să le fac și nu știu exact cum s-a terminat proiectul, dar cert e că undeva a murit cheful meu de a mai încerca să fac ceva la site-ul ăla, ținând cont că nu funcționa. Fast forward câțiva ani, și am descoperit ceva. Pe internet erau tot felul de CMS-uri sau, mă rog, tot felul de programe gata făcute de alții pe care tu le puteai doar lua, îți puneai baza ta de date acolo și era ca și cum tu ai făcut site-ul ăla. Și ce am încercat eu să fac? Evident, o copie de Google, da. Am încercat să-mi fac propriul meu motor de căutare pentru că mi se părea foarte interesantă ideea. Dar din nou, mie mi se păreau interesante ideile astea din punct de vedere a afacerii, da, din spate, nu neapărat ca program. Habar n-aveam ce e acolo. Nu cred că știam nici măcar să modific prea bine chestiile alea de acolo. Poate mai modificam câte ceva HTML sau ceva de genul ăsta, da. În niciun caz nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. În aceeași perioadă cu chestiile astea, am descoperit pe net un site gen marlplo.net sau ceva de genul ăsta. În orice caz, pe site-ul ăla am găsit niște tutoriale despre MySQL și PHP. Cred că asta a fost prima mea întâlnire cu PHP-ul. Practic erau niște sisteme de login. Din nou, nu înțelegeam absolut nimic din ce e acolo, dar pur și simplu le-am descărcat, le-am modificat puțin în sensul că am modificat chestii din HTML să scrie numele meu pe acolo sau nebunii din astea și am zis că sunt ale mele. Desigur, toate chestiile astea, în cel mai bun caz, ajungeau pe un host din ăla gratis cu un subdomeniu de la gratuit, de la compania de la care luam eu hostul ăla gratuit, pentru că nu dădeam niciun ban, nu aveam bani pe care să-i dau, nu aveam card să pun cardul acolo și să plătesc chestii, deci toate erau la cel mai jos nivel posibil. Practic era o joacă, nu făceam nimic serios, nu înțelegeam ce Dumnezeu se întâmplă acolo. Era pur și simplu un fel de trial and error, fără niciun rezultat final, dar cu speranța că la un moment dat voi fi un antreprenor de succes sau un programator de succes sau nu știu exact ce speram eu pe vremea aia. În următorii câțiva ani nu s-a mai întâmplat mare lucru. Am cam lăsat toată chestia asta cu tutorialele, cu site-urile, cu
toate nebunile astea și m-am apucat să fac videouri cu jocuri pe YouTube, pentru că pe vremea aia era popular să faci videouri cu jocuri pe YouTube. Desigur, nu aveam niciun calculator prea wow, nici eu nu aveam cel mai bun comentariu, deci nu au ieșit cele mai bune clipuri, însă din nou, speranța mea era ca la un moment dat să mă pot întreține din chestia asta. Desigur, nu s-a întâmplat nici asta, nu am devenit un gamer faimos care câștigă foarte mulți bani. Ulterior, am mers la liceu și la liceu am sperat că o să fac informatică. Cu ideea asta m-am dus eu la liceu, că eu mă duc la Mate Info ca să fac info. Chiar dacă nu sunt așa bun la mate, o să fiu bun la info și o să compensez. E bine, la info, din vari motive, nu am făcut absolut nimic. În ideea că nu lucram nimic la ora de informatică. Și nu o să zic din nou că eram trist pentru că nu făceam nimic, pentru că mă bucuram, scăpam mai repede de școală, nu trebuia să-mi bat capul cu un obiect, chestii de genul ăsta treceai 100%, nu era nicio problemă. Am mai învățat de câteva ori pe parcursul celor 4 ani de liceu, din C++-ul ăla, am mai învățat câteva chestii, între timp am mai lucrat, să zicem, și cu JavaScript, cu jQuery, cu tot felul de limbaje, Bootstrap și așa mai departe, tot timpul cu ideea asta, că o să-mi fac un startup, o să-mi fac compania mea de tech, o să creez website-ul meu și așa mai departe. Din nou, erau niște jucării, nu făceam ceva serios. Mă jucam și eu acolo cu speranța că o să dau peste mina de aur care este startup-ul din tech, dar nu am reușit să fac chestia asta. Fast forward, în clasa 12 m-am apucat de pregătire la informatică pentru bacalaureat și pot să spun că e prima dată când am lucrat la modul serios pe partea de informatică. Făceam variante, încercam să scriu codul ăla și să mă gândesc după ce ar trebui să dea, adică să nu-l rulez direct, să mă gândesc eu cam ce ar trebui să rezulte. Astfel că la examen, în caz că nu-mi ieșea ceva, să pot să mă gândesc acolo repede, bă, chestia asta ce returnează, chestia asta ce face. Abia acolo am învățat eu prima dată programare cu adevărat. A trecut și bacul, am intrat la facultate și am avut un șoc. Facultatea nu era ce mă așteptam eu și anume a fost foarte grea. Am avut multe probleme cu diverse obiecte și așa mai departe, însă asta o să fie un subiect pentru un alt clip. Cert e că faptul că facultatea a fost atât de grea, sau mă rog, este în continuare, pentru că încă sunt la facultate, m-a făcut să îmi schimb puțin percepția despre viață. Și anume, dacă până la facultate îmi era frică de chestia asta cu antreprenoriatul, în ideea că aș fi vrut să am la un moment dat o companie, să am un startup, să am o chestie de genul ăsta, când am ajuns la facultate și am văzut tot mai mult ce înseamnă programarea și așa mai departe, am realizat că singura mea variantă ca să duc o viață liniștită e să reușesc cumva să realizez visul ăsta al meu cu startup-ul. Și de atunci m-am decis că asta o să se întâmple. Desigur, pentru că voiam să am un startup în tech, trebuia să știu și eu ceva, trebuia să știu să programez. Nu puteam să mă bazez pe HTML, CSS și JavaScript. Și am ales limbajul care mi-a marcat mie copilăria și pe care nu îl înțelegeam absolut deloc, PHP. Ei, și așa am început eu în anul întâi să învăț PHP. Desigur, la început nu știam aproape nimic, sau mai exact, știam doar chestiile pe care le știam de mai demult din PHP, adică de când am mai încercat eu de câteva ori pe parcursul timpului să învăț PHP. Însă de data asta avea să fie diferit. De data asta, pentru prima dată, am încercat să învăț PHP la modul ceva mai serios, adică să învăț cum pot lua acel limbaj și să construiesc un produs final din el. Nu mai știu exact care au fost primele mele încercări de a construi un produs cu PHP, însă știu care este primul meu proiect major din domeniul ăsta, și anume un site asemănător cu OLX, da? Site-urile alea pe care pui anunțuri de vânzare, însă nu era neapărat OLX, era pe partea de imobiliare, da? Deci mergeai acolo și îți puneai imobilul. Ideea cu proiectul ăla nu era neapărat să-mi fac eu propriul meu site gen OLX, era pur și simplu să fac scriptul ăla și la fel cum am făcut eu în copilărie când descărcam CMS-urile alea și îmi puneam baza de date și gata, îl foloseam, la fel aș fi vrut să fac și eu cu proiectul ăsta și să îl vând. Da, oamenii dădeau o sumă de bani, eu le dădeam proiectul și ei și îl instalau sau îl instalam eu la ei pe server. Am mers ceva cu ideea asta, în ideea că chiar am reușit să fac site-ul oarecum funcțional. Nu este un site foarte sigur, nu este un site foarte complex, însă am căutare avansată, poți să adaugi proprietăți, poți să adaugi imagini la proprietățile respective, ai mai multe tipuri de proprietăți. Dacă vinzi, de exemplu, un apartament, poți să specifici câte camere are, câte chestii are. Deci e, să zicem, că un proiect destul de complex.
Are și o pagină de dashboard, da, ca să schimbi tot felul de chestii, să editezi postări, să le ștergi. Și toate chestiile astea au fost făcute fie cu tutoriale pe internet, fie m-am gândit eu cam cum cred că ar trebui să iasă o chestie și așa mai departe. Problema produsului ăla era că foloseam PHP Vanilla, odată. Doi, era primul proiect mare pe care îl făceam, deci nu știam absolut deloc să structurez paginile alea și la un moment dat a devenit un dezastru acolo. Nu mai înțelegeai absolut nimic din proiectul ăla, pentru că oriunde te uitai era niște cod random aruncat. Era combinat PHP cu HTML, cu JavaScript, cu de toate. Tot ce aveam nevoie, luam și puneam acolo fără nicio milă. Desigur, am încercat într-o oarecare măsură să le structurez pe foldere și să împart chestiile în diferite fișiere și așa mai departe. Nu erau chiar toate puse în același folder. Însă nu am reușit mare lucru. Cred că dezvoltarea proiectului s-a durat aproximativ o vară, iar la final am zis, știi ce, nu pot să mai continui cu chestia asta. Între timp mai învățasem chestii, învățasem că trebuie să le organizez lucrurile mai bine, că trebuie să scrii codul altfel, că mult din codul pe care deja l-am scris nici eu nu mai eram de acord cu el și ar fi trebuit să rescriu codul ăla și am realizat ceva. Dacă acum mă apuc să rescriu codul care mi se pare mie greșit, în momentul în care am terminat de rescris codul ăla, o să realizez că altă chestie din aplicație este greșită, pentru că eu între timp am învățat chestii noi, am evoluat și pur și simplu non-stop o să mi se pară alte chestii greșite. Și ar fi trebuit să recorectez și să recorectez la infinit. Acum nu știu dacă mă aducea într-un punct mai bun dacă venea chestia asta sau nu, însă m-am oprit. Am zis că, bă, proiectul ăla e destul, e ok, putem merge mai departe. Vara a trecut, am ajuns în anul 2 de facultate și am aflat o chestie foarte tare. Am aflat de ce foarte multă lume făcea site-uri PHP foarte rapid, și anume folosea framework-uri. Framework-urile astea erau o chestie incredibilă, era pur și simplu foarte mult cod deja făcut. Chestiile cu login, cu tot felul de împărțiri ale codului pe diferite categorii, tot felul de nebunii de care eu aș fi avut nevoie, de care nu știam că există, nu știam că există conceptele astea de programare, toate puse într-un simplu pachet unde doar apelezi niște chestii și merge totul ca prin magie. Lucrurile, evident, nu stăteau chiar așa, însă am zis să încep. Și am început cu Laravel. Pot să zic că nu am înțeles absolut nimic din Laravel prima dată când am încercat să-l învăț. M-am străduit eu, însă era total ceva pe lângă pentru mine. Adică aici eram eu și aici era Laravel. Nu aveam nicio treabă unul cu celălalt. După asta am zis să încerc un framework ceva mai simplu și am încercat CodeIgniter. Ei bine, să zicem că a fost mai ok cu CodeIgniter. În ideea că până în momentul actual nu am niciun proiect făcut cu CodeIgniter, însă am înțeles oarecum mai mult care e treaba cu framework-urile astea, am înțeles niște concepte de bază din dezvoltarea aplicațiilor web. După am descoperit Symfony. Symfony este un framework de PHP cel puțin spus serios. E extrem de robust, se folosește pentru aplicații foarte mari dezvoltate cu PHP, e un framework foarte mare, dezvoltat de foarte mult timp. Și mi-am luat un abonament pe site-ul lor, cred, unde am început să învăț despre Symfony. Am învățat o bucată, ce-i drept, și am învățat destul de multe chestii, aș putea zice, despre framework-ul ăla, însă la un moment dat am fost copleșit. Framework-ul era pur și simplu prea mult pentru mine, nu înțelegeam toate chestiile alea, adică am mers cât am mers, am urmărit tutorialul, dar la un moment dat erau niște chestii mult prea ce Dumnezeu e chestia asta, pentru că eu nu aveam experiență, eu mă așteptam să meargă totul foarte rapid, să mă uit la tutorialele alea și să știu tot. Trebuia să exersez probabil mult mai mult ca să înțeleg conceptele alea mai avansate. Și acum că am văzut că nu mă prea prinde Symfony ăsta de la un punct încolo, cel puțin, ce ar face orice om rațional, s-ar întoarce la Laravel, desigur. Așa că m-am întors la Laravel și am început să învăț Laravel, doar că acum era mult mai simplu, pentru că acele chestii pe care eu nu le-am înțeles din documentația lor, acum le știam, pentru că le-am văzut deja în CodeIgniter, le-am văzut deja în Symfony și aici în Laravel erau doar altfel prezentate, dar era aceeași chestie, deci nu era o mare dilemă pentru mine, deja înțelesesem conceptele respective. Astfel că am început lucrul la câteva mici proiecte, un blog făcut în Laravel, tot fel de chestii astea doar ca să mă antrenez cu Laravel. După asta am făcut următoarea chestie, m-am apucat de al doilea proiect serios din viața mea. Și anume era un CMS, da, un fel de WordPress să zicem, doar că nu puteai posta articole. Practic puteai posta pagini statice.
landing page-uri și chestii de genul ăsta. Efectiv, îți generai un URL, deci era site-ul tău slash ceva, slash ceva, slash ceva, ce voiai tu practic, și când utilizatorul intra pe website-ul respectiv, era redirecționat către o pagină HTML pe care tu o setai. De asemenea, puteai să adaugi imagini, puteai să adaugi pagini CSS, pagini JavaScript și toate astea să le legi între ele. Și făceai toată chestia asta dintr-un dashboard de la tine de pe browser. Mai mult aveai și câteva chestii de statistică, adică câtă lume ți-a accesat nu știu ce pagină, când ți-a accesat-o, de unde era și așa mai departe. Era un fel de analytics foarte rudimentar implementat acolo. Proiectul ăla este aproape gata. Mai are câteva finishing touches. Am reușit până la urmă să implementez până și o chestie cu plată, adică puteai să plătești efectiv o sumă de bani și te redirecționa către o pagină setată de tine. Pagină pe care nu puteai să o accesezi decât dacă plăteai suma aia de bani, deci nu puteai pur și simplu să treci așa deodată la pagina aia chiar dacă nu plăteai. Deci era un fel de payment system foarte simplu, din nou, implementat în aplicația aia și ideea era următoarea. Pui aplicația aia pe internet, cum este și WordPress, lumea o descarcă, foarte multă lume o să înceapă să o folosească și la un moment dat, dacă chiar o să o folosească atât de multă lume, o să poți să dezvolți chestii gen teme sau plugin-uri sau add-on-uri sau tot fel de chestii în plus pe care le poți monetiza, le poți vinde pentru bani. Cam asta era ideea din spatele aplicației astea. Aplicația a fost aproape gata, așa cum am zis, cred că acum e cam 95% gata, în ideea că e gata să fie lansată în versiunea 1.0.0, nu în ideea că e gata toate ideile pe care le aveam eu pentru aplicația aia, pentru că, desigur, nu sunt gata toate ideile. Dar a trebuit să mă opresc și din chestia asta, pentru că motive, s-au întâmplat foarte multe lucruri între timp și nu am mai putut continua. Sincer să fiu, nici nu înțeleg exact de ce nu am mai continuat sau de ce am decis să mă opresc, însă am zis gata, nu se mai poate. Trebuie să mă apuc să dezvolt cursuri și să vând cursuri, pentru că asta e următorul lucru logic pe care îl face orice persoană când are un proiect aproape finalizat la care a lucrat câteva luni bune. Așa că m-am apucat de un curs de software testing. L-am creat, l-am pus pe o platformă și am realizat eu ceva. Dacă vreau să fac și alte cursuri și să le pun pe platforma aia, o să am o problemă. Anume, o să plătesc foarte mulți bani la platforma aia, fără niciun motiv, doar pentru că platforma aia există. Și zic fără niciun motiv pentru că puteam și eu să-mi creez propria mea platformă până la urmă pe care să vând cursuri. Și așa ajungem la următoarea parte din poveste și ultima care se termină în punctul prezent. Nuezit.ro. Platforma este din nou făcută în Laravel, PHP și este făcută de mine. Desigur, nu aș fi putut să fac niciodată platforma asta fără să fi făcut toate chestiile pe care le-am făcut dinainte. Toate chestiile m-au învățat lucruri astfel încât acum să pot face eu un website. Un website serios pe care îl pot lansa. Bine, nuezit.ro încă nu este lansat, este încă în lucru, dar puteți intra acolo și puteți chiar urmări primul episod din tutorialul de PHP. Acela este gratuit pus acolo și puteți să vă uitați la el dacă vă doriți să vedeți cam cum o să meargă website-ul. Desigur, asta până când o să-l termin, undeva la finalul anului ăsta, începutul anului viitor și o să îl lansez efectiv. Astfel am început să lucrez practic la acest website. Desigur, a trecut prin multe iterații, prin multe variante, prin multe schimbări și după nu știu câte luni, cred că în jur de 6, 7, 8 luni, ne aflăm în punctul actual, când lucrez în continuare la nuezit.ro și la cursurile de pe nuezit.ro și la canalul de YouTube Nuezit. Cam asta a fost povestea mea, cum am început eu cu programarea, cum am început cu programarea asta web. Desigur, în perioadele astea peste care am sărit foarte repede, gen clasa 9, clasa 12 și așa mai departe, am mai făcut chestii cu cod, da? Am mai lucrat în JavaScript, am mai lucrat cu jQuery, cu PHP și cu multe alte chestii, însă nu am reușit să ajung la un nivel de înțelegere cât să zic că pot să fac un proiect serios, cum am făcut să zicem că aceste trei proiecte. Sigur, de-a lungul timpului, așa cum am zis, am încercat nenumărate chestii care au mers mai mult sau mai puțin, de cele mai multe ori mai puțin. Și chestii despre care poate vom discuta în niște clipuri viitoare. Dar cam atât a fost și pentru acest video, vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să aprindeți clopoțelul, să lăsați un comentariu și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!